Înțeles? Bă, fraților, pe mine m-a pus rău pe gândul repriza a doua. Bă, nu mi-a plăcut deloc. Deci nu mi-a plăcut deloc un egoism feroce ce am văzut aproape la toți jucătorii în repriza a doua. Eu n-am mai văzut așa ceva. Campionul fiind Drăguș, deci da. Pur și simplu, la un moment dat, îmi venea să intru în televizor să-i spun, bă, Denis, am înțeles că vrei să marchezi cu orice preț, că nu pleci de aici până nu marchezi. Bă, dar nu se poate, adică, bă, la un moment dat, bă, i-am văzut pe coechipieri, cum să spun, uitându-se la un moment dat, bă, revoltați, bă, numai, orice minge o lua, trăgea sau își termină acțiune individuală. S-a oprit și-a rămas. Nu, dar la un moment dat, arse, și Lucescu, ia, ai văzut că a fost un cadru, noi am aflat la Fanatic, hai să vă spun ce a zis Lucescu, că am aflat la Fanatic. Azi noapte, ce a spus Lucescu lui Denis în acele 30 de secunde? A spus în felul foarte revoltat. A fost Lucescu. Nici nu știu dacă Drăguș va fi titular cu Lituania. Deci a spus așa Lucescu, ce au aflat băieții noștri de la Fanatic. Deci a zis așa atunci după meci. Ați văzut, a fost un cadru când a vorbit 30-40 de secunde, l-a certat. Și a spus așa Lucescu. Denis, ce a fost asta? Nu vreau să mai văd asta. Un jucător mare face echipa mare, nu doar pe el. Nu se poate așa ceva. Ce zic colegii tăi, Denis? Du-te la vestiere. Deci un Lucescu care n-a mai așteptat, nu, repet, n-a mai așteptat să se ducă la vestiare, să-i spună lui Denis, să-l certe pe Denis. Atât de tare, atât de ofuscat și enervat a fost de ce a văzut, încât a simțit nevoia să-i spună pe loc. Denis, ce a fost asta? Nu vreau să mai văd asta. Un jucător mare face echipa mare, nu doar pe el. Nu se poate așa ceva. Ce zic colegii tăi, Denis? Du-te la vestiere. I-a zis, supărat rău, Mircea Lucescu. Adică nu se poate, Vivi. Ia simt. Vezi ce se întâmplă la jucători? Da. Că noi am fost jucători. Da. Bă, când îi simți pe aia foarte slabi în teren, mai încerci să o iei și pe tine. Adică să faci și tu o fază, să dai un gol, pentru că el nici la Turci nu este foarte bine, Denis, acum, Drăguș. Înțelegi că ai văzut ce declarație a dat antrenorul lui. Nu e foarte bine. Și a zis, bă, eu ca vârf de atac la echipa națională, când i-am pe panoramele astea în față, cel mai mare pericol pentru portarul Ciprului a fost fundașii centrali. Păi, n-am văzut așa fundașii centrali stau de când. Și a zis, mă, dacă i-am pe ăștia pe desculții ăștia în față, hai să o iau, să dau la poartă, să fac. Dar are dreptate, Mitruscu. Mă, o echipă trebuie să joace din minutul 1 până minutul 90. Păi era Denis Man liber în dreapta, și Drăguș avea vreo 3 și în față și a tras la poartă. Vreți să-i dea ceva? Pasă? Nu neapărat Nea Mircea. Datorită faptului că, într-adevăr, e un lot care se cunosc foarte bine și majoritatea dintre ei sunt prieteni, o să le elimine și jucătorii. Fiindcă, într-un meci important, dacă faci ce au făcut ei ieri, o să le elimine și nu o să-l mă... Pe Drăguș, nu? Pe Drăguș, da. O să le elimine jucătorii. Dar de ce spune? Eu cunosc pe Nea Mircea. Nea Mircea mai dă încă o șansă. După aia... Da? Păi dumneavoastră câte șanse v-a dat? Hai să spun ce, mi-a dat șansă, dar în contextul care jucam. Păi și el. În momentul când greșeam, să știi că Nea Mircea îmi spunea, vezi că mâine la 4 avem meci. Joci, ochii, nu joci. Săptămâna viitoare treci. Știu, dar el a făcut-o acum, era 3-0 pentru ei și el trece printr-un moment mai greu că nu are realizări. Dar este un jucător important pentru echipa națională. Da, și jucătorii nu cred că, adică îl vor da la o parte în acest moment. Mai rău era dacă se întâmpla asta la 0-0. Ce făcea aceste lucruri la 0-0 și dar până la urmă este un atacant care este dornic să marcheze. Este nebunit să marcheze. Care vrea să marcheze. Ascultă-mă ce spun. Mie îmi place, Drăguș. M-a enervat până și pe mine. Da, și este ok. Dar ție ți-a plăcut? Bă, dă-o lasă-o, mă, ce voia, păi să se ducă să practice sporturi individuale și să joace tenis. A făcut-o, a încercat și el să marcheze. Până nu, dar nu poți, eu înțeleg, dar nu poți când colegii tăi în stânga și în dreapta sunt singuri cu portarul. Da, cu Ucraina, de exemplu, la campionatul european când a jucat adică ce a fost, și a ținut de minge și a jucat pentru echipă. Nu te mai întoarce de acum 100 de ani. Mă interesează meciul de aseară. Cea mai elocventă fază în care s-a văzut că e disperat să marcheze, aia când a recuperat mingea la fundașul central. Da. Da, și disperarea aia, în loc să o întoarcă, da, sau să ia fața puțin fundașului, a dat cu șpițul la poartă și a dat. Nu, a dat cu șpițul, deși știa că nu e într-o poziție bună. N-avea nici pe... Mă auzi, uite-te la el, că voi sunteți fotbaliști, n-a avut loc de pendulare, dar n-a contat. Păi el tot a dat la poartă. Dacă era ăsta micu, păi cum trecea frumos cu exteriorul ăsta. Când duceau ăia era un peluză. Deci tu zici, Dane,
din experiență că există riscul să te ejecteze colegii tăi încetul cu încetul. Bine, eu nu cred acum, că... dar încetul cu încetul. Eu cred că Marc nu o să facă ce a încercat să facă ieri. E într-adevăr o echipă slabă. Dorința lui extraordinară să dea gol, că s-a văzut... Vrei să spun ceva? Și Man, dacă ne uităm în prima repriză, vezi că a avut vreo 4 ori în care putea să o dea, da, și tot a încercat el ducă singur să dea gol. Nu, și Man, să știi, a avut momente de egoism. Au început... Și omul meciului, Man. Au început atacanții să fie egoiști, să încerce să dea numai ei gol. Uh-huh. Și asta, într-un fel e bine, într-un fel nu e bine. Uh-huh. Nu, dar ți-am zis, da, deci Drăguș mai... Bă, și mie îmi place Drăguș, mai exasperat. La el s-a văzut mai mult, să spunem treaba asta. Dar, de exemplu, mai ales repriza a doua, la un moment dat se aude Burcă, care nu este un, nu excelează, care să verticalizeze foarte mult. Era 3-0 pentru ei, început să se verticalizeze. Și la un moment dat, pe comentarii, pe meci, live, se aude Mircea Lucescu, când îi strigă lui Burcă, când bagă mingea în centru și au recuperat-o ciprioții, să joace lung de linie. Deci nu a fost numai Drăguș care... A doua repriză s-a relaxat. Nu, și nu, da, a fost o a doua repriză. A fost o a doua repriză. Toată echipa a fost așa. Ce, deci, cum să spun? Deci, mie ce nu mi-a plăcut și sunt convins că Lucescu va lua măsuri. Deci, ce nu mi-a plăcut în a doua repriză? Nu ai voie când tu conduci cu 3-0 Cipru la pauză să nu le mai dai măcar 1-2 în a doua repriză. Nu ai voie. Deci, faptul că tu nu ai marcat în a doua repriză, cu toată dragostea față de echipa națională, mai înțeles, așa, este o bilă neagră pentru noi. Nu ai voie. Tu te distrai cu ea. Aia săracii încercau și ei să construiască. Vai mama lor, să mă ierte. Vai mama lor, fotbalistic vorbesc. Bineînțeles. Bă, da, tu a doua repriză, bă, toți Dani au luat mingea, fiecare încerca el, să iasă el în evidență. A fost un haos total și mă uitam la un moment dat pe Lucescu, fierbea în a doua. Bă, fierbea. Fierbea. Și fii atent cât e de deștept Lucescu. Bă, fiți atenți cât e de deștept Lucescu. Bă, n-ai, cea lui, omul e genial. Bă, la capitolul cutiuța, da? Da? Nu contează câți ani are. O să fie deștept și capabil și la 100 de ani, Lucescu. Fii atent, mă. El știe, el... vede, el anticipează ce o să spună presa Lucescu și vine la conferința de presă și știi ce spune, nu? Eu le-am zis în a doua repriză, nu știu dacă ați văzut declarația, eu le-am zis în a doua repriză să nu se mai implice chiar așa de mult. Le-am zis că, bineînțeles, dacă au oportunitate de contraatac, să o fructificăm, dar să nu ne mai forțăm, le-am zis la pauză, să nu ne mai forțăm așa mult, că avem meci cu Lituania peste 3 zile. What? De Mircea, mă uitam așa. Dar el de ce a zis-o? Că anticipa că o să vină niște critici. Știa că e fanaticul dimineață. M-ai înțeles? Așa. Și a zis, bă, e fanaticul dimineață, zice, ce fac, mâncavași, burița voastră? S-a dus la convenție. Domne, eu le-am zis, nu știu dacă ați văzut declarația, ați citit-o? Lăsați-o mai ușor. El așa a zis. Bă, cum poți să-mi... E prima oară când eu aud în viața mea așa ceva, că un antrenor îi spune echipei, vezi, Doamne, îi spune echipei, lăsați-o mai ușor, că avem meci următor. Azi zice, nu, păstrați-vă forțele sau ceva de genul ăsta. Zice, a, dacă prindeți o oportunitate, bă, citeam aia și zic, bă, deștept e Luce. Știa că e fanaticul dimineață, că îi luăm puțin și, nana și a zis, bă... Cum? Sună tu acum un jucător care n-a văzut declarația lui Lucescu să vezi că zice contrariu. Da, nu, dar eu stai ca să înțelegi. Este, deci, Lucescu a anticipat. A știut și el că a fost o a doua repriză modestă. A fost modestă a doua repriză. Credeți-mă. Modestă? De ce? Pentru că pun și adversar. Așa. Și plus pentru mine o bilă albă, bă, nu se poate să nu le... Bă, Dane, să nu le mai dai un gol? Îmi tăia mâna că măcar un gol le mai dăm. Bă, Dane, cum s-a părut a doua repriză? Da. Într-adevăr, fiecare cam jucat cum a vrut el, nu prea i-a mai interesat tactic. Fiecare pe sabia lui. Dar vrei să spun ceva? Au 3 ore după amiază acum când ajung, 3 ore îi ține Nemice la video. Ascultă-vă ce spun. Nu cred că îi ține așa. Cață și... Mai asta probabil făcea când era dumneavoastră. Dar... Nu, 3 ore, dar o oră jumate spune că îi ține la video. Acum nu cred că îi ține așa. Uite, ce ai făcut aici? Îți place? De ținut îți spun eu că îi ține sigur. O oră cel puțin îi ține. Da?